este un deziderat pe care îl urmărim la nivelul primăriei municipiului Suceava și vreau să vă spun că la cele două parcuri pe care le modernizăm prin proiectul aprobat la administrația fondurilor de mediu, discutăm aici de parcul Aren și de parcul la intersecția 8 în bulevardul principal, vor fi montați în parcul de la Universitate 24 de stâlpi cu panouri fotovoltaice, date tehnice, două LED-uri de 7W, care echivalează cu un bec de 40W, deci iată reducere de energie, și 15 stâlpi identici vor fi montați în părculețul de la intersecția 8 cu bulevardul principal. Sunt deocamdată funcționează pe sistem mix, deci sunt alimentați cu energie electrică și cu acele plăci fotovoltaice. Vrem să extindem acest tip de iluminat în municipiul Suceava. Sigur, n-am putut să-l punem în totalitate la bulevardul principal sau în pe lungimi mari, pentru că sunt destul de scumpe, dar acolo unde va fi posibil vom folosi asemenea sistem de iluminat care este econom și în același timp ecologic, bazat pe energii regenerabile, energii verde.